Ați în funcții de conducere. Daniel Suciu urmează să fie președintele executiv al PSD, un băiat adus practic din provincie, de pe la Bistrița, al doilea om în partid urmează să fie un alt băiat, Marius Dunca, creația lui Liviu Dragnea, de altfel ca și Daniel Suciu urmează să fie secretar general. Astăzi Viorica Dăncilă vrea să blocheze votul în Congresul din 29 iunie ca să nu se mai aleagă secretarul general prin vot în Congres și să-l numească Cexu, celebru Cex pe care Liviu Dragnea îl controla și făcea ce vroia cu el. Viorica Dăncilă se pare că, repet, împrumută metehnele lui Liviu Dragnea. Astăzi Liviu Pleșoianu, un alt Liviu, da, deputat PSD, și-a anunțat candidatura la președinția partidului. Așadar, în momentul de față, avem doi candidați până în momentul de față, Viorica Dăncilă și Liviu Pleșoianu la conducerea partidului. Viorica Dăncilă trage spor pentru a-și asigura controlul asupra partidului și controlul guvernării. Se discută despre remaniere, sunt patru poziții de miniștri care urmează să plece acasă. Doamna Dăncilă vrea să ne păcălească scoțind în față oameni tineri, aparent oameni tineri în PSD, să-i mascheze pe baronii care de fapt fac jocurile în partid și în guvernare. Doamna Dăncilă i-a spus lui Oprișan și Nicunae Bădălău că nu mai este loc să fie pe prima scenă a partidului, trebuie să inventeze o construcție de imagine. Viorica Dăncilă, așadar, este personajul zilei, a intrat în conflict astăzi cu președintele României, a adoptat prin ordonanță de urgență codul administrativ. O să vedem cine are de câștigat de pe acest cod administrativ. Evident, baronii PSD sunt foarte încântați după adoptarea acestui cod. Invitații mei în această seară sunt Dan Tănasă, jurnalist. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Un cod administrativ care, ce să vezi, a ridicat probleme în trecut. Și este un cod făcut și pentru gustul UDMR, ca să spun așa. Exact. Revenim la subiectul ăsta. Marius Pașcal, președinte executiv Partidul Mișcarea Populară. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Daniel Florea, primarul sectorului 5, PSD, candidat pentru funcția de președinte executiv. Da? V-ați încumentat pentru această candidatură, deși doamna Dăncilă a cam tranșat această funcție în favoarea lui Daniel Suciu. Vedem ce șansă aveți dumneavoastră, ce se întâmplă, cum se numără, ce se întâmplă de fapt cu doamna Dăncilă, repet, care devine un mic Liviu Dragnea. Liviu Pleșoianu, candidatul, contracandidatul doamnei Dăncilă, a atacat-o extrem de dur pe șefa interimară a PSD și premier al României. Doamna Dăncilă este cu tot, a și spus că este alt om acum, că dintr-o dată s-a regăsit pe sine, că până acum n-a fost dânsa. Vă dați seama, premierul României spune că n-a fost cu adevărat ea însăși până acum. N-am cum să nu mă gândesc la faptul că este teleghidată. N-am cum să nu mă gândesc... Cine ar fi teleghidată? Nu știu, de oameni care nu fac parte din statul paralel, pentru că statul paralel nu există. Doamna Dăncilă a predat cu arme și muniții partidul, inclusiv față de domnul Iohannis. În spatele Vioricăi Dăncilă nu pot fi decât oameni care vor să controleze acest partid. Nu știu, doamna Dăncilă sper să nu aibă sfetnici care vin din zona serviciilor. Da, Pleșoianu se joacă cu vorbele. E cât se poate de evident că la Palatul Victoria sunt cel puțin trei consilieri ai doamnei Dăncilă care au legătură explicită și directă cu serviciile de informații. Pleșoianu vrea să-i facă o opoziție, dar nu are curajul să spună lucrurilor până la capăt, așa cum le spunem noi în emisiune. Unul de pe la armată, unul de pe la SIE, unul de pe zona lui Sorin Ovidiu Vântu. O să vorbim săptămâna asta despre consilierii doamnei Dăncilă, că avem timp. Domnule Florea, de ce candidați la funcția asta de președinte executiv în condițiile în care nu aveți șanse? Sunt convins așa, pentru șanse. A mima democrația, nu. În PSD? Nu, sau? Nu, sunt convins că am șanse și nu există nicio susținere implicită sau explicită a doamnei președinte interimar Viorica Dăncilă pentru domnul între candidați. Este fals. A fost ședință la Neptun, doamna Dăncilă, cu conducerea partidului. Eu și am atunci... fost acolo. Păi, și ce s-a discutat? Păi, nu s-a discutat în niciun caz, ce spuneți dumneavoastră. Păi și atunci acum a apărut Daniel Suciu? Păi, Daniel Suciu a apărut pentru că a discutat cu mai mulți colegi și a fost încurajat să candideze. Este exact cine? Același lucru. Este exact același lucru pe care l-am făcut și eu, am discutat cu colegii mei de la București.
și am decis să candidez. Acum nu știu cu cine a discutat el, însă eu vă spun că am discutat cu colegii mei primari din București. Și nu a existat niciodată niciun fel de susținere implicită sau explicită, nici a doamnei Dăncilă, nici a celorlalți colegi pentru cineva. Fiecare dintre ei s-a abținut, a comentat, au spus numai de acord, nu avem nimic împotrivă. Ok, deci pe dumneavoastră vă susțin organizația de București. În acest moment... Alte organizații vă susțin în afară, da, de București? Da, am discutat cam cu toți colegii, însă aș vrea să vedem cine mai candidează. Până în acest moment sunt sigur... Și pe Suciu ăsta de la Bistrița cine susține? Probabil organizația de la Bistrița. Dar... Mă îndoiesc, Radu Moldovan e în conflict cu Daniel Suciu, președintele organizației Bistrița. Mie mi s-a părut că... Năsăud, ce să fac, că sunt născut în județul ăla, na, mai știu și eu niște lucruri. Mie deci Radu Moldovan, baronul de Bistrița, nu-l susține pe Suciu. Deci cine susține pe Daniel Suciu? Ba da, pentru că este obligatoriu să-i dea susținere pentru a putea candida. Organizația din care faci parte trebuie să-ți dea susținere pentru a putea candida. Și am văzut că sunt în relații... Haideți să-l sunăm pe Radu Moldovan, poate facem un scandal în seara asta, un alt scandal în plus la PSD. Deci dumneavoastră candidați, mai sunt alți candidați la președinția executivă a partidului? Nu e nimeni înscris. Probabil că Dani Suciu, da, se va înscrie până mâine la Dani Suciu, îi spuneți. Daniel, noi, Dani Suciu, da. Noi am fost colegi în Parlament, ne știm foarte bine, suntem în relații foarte bune, deci nu... Păi da, eu nu înțeleg așa, vă mai pun o întrebare. Doamna Dăncilă, de vreo câteva săptămâni după ce ați pierdut glorios alegerile, se distanțează de Dragnea. Și eu văd că ea face echipă tocmai cu oamenii creați politic de Dragnea, adică Suciu, a fost practic luat dintr-un anonim deputat de Bistrița Năsăud, un județ foarte frumos, județul meu natal, și făcut lider de grup și apoi ministru dezvoltării. Omul a fost luat practic de pe strada politicii, că nu avea învergură, era la începutul carierei politice. Dunca, cel care va fi viitorul secretar general PSD, a fost luat de... rever de Liviu Dragnea și făcut ministru la tineret și sport. Și eu nu înțeleg asta. Doamna Dăncilă ce face? E cu echipa lui Dragnea? Păi își face și o altă echipă? Toți oamenii care sunt în CEX au fost aleși de organizațiile lor. Este imposibil să ai vreo frondă cu tot partidul. În afară de asta, în 2012, atunci când am fost puși pe listă, noi am fost puși pe listă atunci când președinte era Victor Ponta. Ulterior, când am candidat în 2016, da, toți am fost puși pe listă de președinte Liviu Dragnea, indiferent că am candidat la primărie sau la parlament. Ei, Dani Suciu, cum îi spuneți, a fost făcut ministrul dezvoltării de Dragnea. Deci ministerul dezvoltării a fost, de fapt, jucăria lui Dragnea tot timpul. Nu putea ajunge ministrul la dezvoltare dacă nu vroia Dragnea. Punct. Deci despre ce discutăm aici. Nimic. Nu puteai ajunge nimic în PSD. Pe vremea nici aia. Măcar candidat la primărie. Dar e interesant pentru că noi jurnaliștii și, mă rog, în spațiu public am speculat în permanență că, mă rog, am speculat, dar plecând de la ceea ce știm și noi din sursele noastre din PSD, că nimic nu se întâmpla în PSD fără acordul lui Liviu Dragnea. Dar în permanență... Păi, toate partidele la fel. Să știți că președintele... Și unde mai e lupta? Unde mai e lupta? Unde mai e dezbaterea? Unde mai e... Ultimul cuvânt. Dar atunci spuneți că partidul de fapt era condus în mod dictatorial. Că dacă un singur om conduce și decide... Nu, în permanență ni s-a spus, dom'le, în organizațiile locale există alegeri, discuții... Așa este. Dar acum ne spuneți că de fapt totul era la mâna lui Liviu Dragnea. Vă spun că ultimul noi știm cuvânt... că era totul la Liviu Dragnea. Nu asta e problema mâna lui. Nu asta spune, am spus așa. Ultimul cuvânt întotdeauna, în deciziile importante într-un păi partid, și e corect, domnul primar, e corect? Că păi, la urma urmei, eu am crezut că... Hai să discutăm. Să existe o dezbatere. Tocmai, știți... Uite-l văd pe Rares Bogdan în fotografie. Ce părere aveți de faptul că 622 de membri PNL București l-au susținut? L-au susținut la candidatură pentru București? Nu încercați să întoarceți. Și astăzi, Ludovic, vreau să spun imediat Rares Bogdan, poate reușim să discutăm și despre PSD, că vine și rândul celor de la PNL. Daniel Suciu, bună seara! Bună seara, vă salut cu mare drag. Bună seara. Bună seara, domnule viceprim-ministru. Bună seara încă o dată. Cum ați ajuns să fiți nominalizat pentru importanta funcție de președinte executiv? Cine v-a propus? Dacă memoria nu mă înșală, nu m-a propus nimeni. Am avut discuții cu colegii și mi-am anunțat în cadrul CEX-ului de la Neptun intenția de a candida la această funcție. Păi spunea Daniel Forea, colegul dumneavoastră, că trebuie să aveți susținerea unei organizații. V-a dat hârtia Radu Moldovan? Mi-a dat susținerea întreaga organizație PSD Bistrița Năsăud.
Ok, deci aveți hârtia de la baron. Aveți hârtia de la baron? Atunci... Nu este baronul, este omul cu care lucrez de 12 ani, este președintele și prietenul meu. Da, evident. În ultima vreme s-au cam răcit relațiile, dar într-adevăr, ați fost inventat politic de Radu Moldovan, de ce să nu ne ascundem? Haideți, dacă tot ați deschis acest subiect, chiar vreau să lămuresc acest lucru. Lămuriți-ne, domnule ministru. Indiferent de ce spune unul și altul, eu îmi cunosc foarte bine relația pe care o am cu președintele Radu Moldovan și aceasta nu a suferit modificări în ultima vreme. Dar relația cu Liviu Dragnea care a fost? Una foarte bună. Da. La un moment dat apăreau informații că îl considerați ca fiind un al doilea tată. Nu știu de unde a apărut acest lucru, dar președintele Liviu Dragnea îi port respect pentru că momente importante ale carierei mele aș putea să mă susțin. Și acest lucru nu schimbă. Asta este un act de curaj. Trebuie să vă spun că faceți un act de curaj, așa, în direct, recunoașteți lucrul ăsta. Păi la închisoare, la Rahov, ați fost să-l vizitați pe Liviu Dragnea? Nu am fost. Noi de avem ce? Noi avem o vorbă în Ardeal. Nu e bine să fim neam de trasă. Nu schimbă trecutul și faptele din care s-au întâmplat cu situația domnului... Dar acum în PSD cine este neam de trasă? Ca așa se zice pe Valea, acolo unde v-ați născut, în Bistrița. Nu știu cine este neam de trasă, în schimb eu știu că e foarte sănătos, ca indiferent de ce funcție ai și ce funcție dorești să obții, nu e bine ca dintr-un calcul politicianist să dai cu piciorul, să arunci cu noroi într-un om care este la suferință. Asta este o părere personală care nu are absolut nimic de-a face nici cu funcția ce cu cei 7 ani de acasă. Deci sunteți la al doilea mandat de deputat. Așa este. Da, sunteți de câteva luni ministrul dezvoltării. Ce vă califică pentru funcția asta? Daniel Florea vă contracandidează. Daniel Florea are mai multă experiență decât dumneavoastră. Așa la prima vedere. Experiența, eu îi doresc foarte mult succes colegului și prietenului meu, Daniel Florea. Am fost colegi în primul mandat de deputat. Avem și foarte multe lucruri care ne apropie. Amândoi suntem stați gemeni, amândoi avem fetiță și băiat și amândoi ne iubim foarte mult familiile. Și amândoi ne dorim foarte mult binele Partidului Social Democrat. Și orice competiție nu presupune adversitate și poate mai puțin dușmanie. Deci vă susține Viorica Dăncilă pentru funcția asta? Eu sper că mă susține și Viorica Dăncilă și foarte mulți colegi care vor ca Partidul Social Democrat să înțeleagă din greșelile trecutului și să recâștige încrederea și votul oamenilor. Există suspiciunea, domnule Daniel Suciu, că de dumneavoastră de fapt sunteți un interpus, sunteți fațada unor oameni cu greutate din PSD, cum sunt Marian Oprișan, Bădălău, noua echipă care o susține pe doamna Dăncilă, că de fapt a fost o strategie de imagine și este o strategie de imagine în care să fie împinși în față la conducerea PSD niște oameni mai tineri, mai spălați, mai curați. Anonim, da. Nu vă supărați că e licența jurnalistică a lui Dan Tănase. Nu e nicio licență. Domnul Suciu, nu știu să-mi arate cineva o declarație a domnului Suciu. Domnul Suciu e... Dom'le, n-a înțeles nimeni în PSD ce s-a întâmplat acum la ultimul an. Domnul Suciu îl văd prima oară. Eu nici nu știu cine e acest domn. Este vicepremierul României. E prima oară în viața mea când aud de acest domn și îl cunosc și e prima oară când îl văd. E vicepremierul României. Eu stau câte 10 ore pe internet în fiecare zi, scriu presă de 12 ani de zile, e prima oară în viața mea când îl văd pe acest domn. Pe și acu este vina. Atât de celebru încât e celebru, probabil. Păi e vina domnului vicepremier. Domnule, ăsta e vicepremierul României. Adică să-mi arate mie o declarație a acestui domn Suciu, o declarație, o poziție publică a domnului Suciu pe un subiect, nu știu, s-a implicat. 99%, mai să nu exagerez, că n-aș vrea să fiu răutăcios în seara asta, 98%, 98% domnul Suciu, 98%, domnule, dacă viitorul PSD stă în dumneavoastră, înseamnă că PSD n-a înțeles nimic din ce i s-a întâmplat pe 26. Nu, îmi pare foarte rău că eu nu pot să vă privesc și să înțeleg cu cine am onoarea. Nu, eu sunt un umil... Un jurnalist ardelean. Un umil jurnalist ardelean care nu v-a auzit niciodată, apropo de faptul că vă lăudați cu chestia asta, că sunteți din Bistrița, sunteți ardelean. Eu n-am auzit nimic de
dumneavoastră să reacționați pe tema UDMR-ului în Transilvania și pe tema, abuzurilor pe care le face UDMR-ul în Transilvania. Nu v-am auzit niciodată, sunt convins, probabil dacă mă uit la votul dumneavoastră, sunt convins că aș fi votat la codul administrativ cu limba maghiară, vechiul cod administrativ ăla declarat neconstituțional. Și eu nu pot, sigur, n-am nimic cu dumneavoastră, Doamne ferește, vă urez succes în asta, dar să fiți, dacă dumneavoastră sunteți viitorul PSD, un politician anonim de care n-a auzit nimeni, înseamnă că PSD n-a înțeles, repet, n-a înțeles nimic de ce, din ce i s-a întâmplat pe 26. Mai am foarte mult de muncă dacă un jurnalist stat de vechi n-a auzit de mine. Îmi pare foarte rău, mi-asum și greșeala asta, dar cred că nu e neapărat. Păi, mai ales că ați fost jurnalist, adică știți cum e cu comunicarea. Ați fost ziarist înainte de a intra în politică și știți că, până la urmă, Dan Tănase, repet, nu are ce să aibă cu dumneavoastră în sensul că v-a văzut la televizor acum pe prima dată. Nu puteți pleca de la prezumția că are ceva personal, vreo antipatie. V-a văzut prima dată aici la televizor, la B1 TV, poate facem și o emisiune în trei. Dar ideea este următoarea și întrebarea, din punctul meu de vedere, este pertinentă. Ce vă recomandă pentru funcția asta extrem de importantă? De bine de rău, PSD este al doilea partid în România, chiar dacă ați luat bătaie mare la alegeri, era să pierdeți locul 2. Vă eram dator cu o poziție vis-a-vis de ceea ce ați spus cu interfața, că aș fi... Da, sunteți interfața baronilor. Pare foarte rău, nu sunt interfața nimănui și dacă mi-aș dori să fiu interfața cuiva, mi-aș dori să fiu interfața unei generații trece Partidul Social Democrat, care suferă pentru acest partid și care își dorește un viitor altfel. Dar de ce suferiți, domnule Suciu? Că vă merge bine, aveți funcții grase, aveți venituri bune, prietenii dumneavoastră sunt în funcții bune, sunteți la putere de aproape 8 ani de zile. De ce suferiți? Cred că deja a fost puțin peiorativă întrebarea dumneavoastră și chiar retoric. Păi de ce suferiți? Că când aud oamenii politici care se victimizează... La putere fiind. Da, la putere fiind. Eu îl înțeleg pe Marius Pașcan, da? De la PBP, partid de 5%. Poate domnia sa suferă. Dumneavoastră, de ce suferiți? Nu mă victimizez absolut deloc. Păi atunci de ce suferiți? Vă rog. Până la capăt. Este o realitate pe care nu putem cosmetiza. Că acum, în 2016, am avut 46% și acum avem 23%. Este clar că undeva am greșit și că trebuie să facem ceva. Și împreună cu foarte mulți alți colegi am îndrăznit și îndrăznesc să-mi asum o candidatură pentru o poziție de conducere. În speranța că în viitor vom reuși să recâștigăm încrederea oamenilor care odată au avut încredere în noi. Este foarte simplu. Emisiunea este foarte urmărită, cred că este urmărită chiar de membrii PSD. Primesc mesaje. Spuneți-ne două, trei elemente din CV-ul dumneavoastră politic care să confirme prezența și cea mai probabil funcția de ocupare, funcție de președinte executiv, pe care o să o faceți în câteva zile la Congres. O să fiți sâmbătă președintele executiv al PSD. Nu vreau să anticipez, pentru că îl respect. Vă spun eu că o să fiți președinte executiv. Putem pune și un pariu. Ascultați-mă. Așa, de asta, jurnalistic, evident. Respect foarte mult toți colegii de partid și îl respect foarte mult și pe Daniel Florea. Nicio competiție nu este câștigată. Lăsați că nu se supără Daniel Florea. El știe că pierde, dumneavoastră știți că o să câștigați. Dați-mi două elemente din CV, acum serios vorbind, care să vă califice pentru funcția de președinte executiv al PSD, a doua poziție în partid. Haideți să o iau altfel. Am trecut prin absolut toate etapele prin care trece un membru de partid, începând cu consilier județean, lider al consilierilor județean, într-o perioadă cruntă de opoziție în care județul era condus de Ioan Olteanu și de PDL. Am ajuns pe munca și pe modalitatea de a relaționa cu colegii mei și lideri de grup într-o perioadă la fel extrem de cruntă în Parlament anul trecut. Și mă bucur foarte mult că acest an pe care l-am petrecut în calitatea de lider de grup i-au făcut pe colegii mei să mă propună și să mă susțină și pentru funcția de membru al cabinetului. Ați fost lider de grup? Ați fost lider de grup la PSD în cameră? Înseamnă că ați votat și ați fost ăla care dădea semnalul de vot pentru toate modificările pe zonă de justiție, toate modificările controversate luate în Parlament în ultimii 2 ani și jumătate.
Dumneavoastră erați ăla care a ridicat degetul, că așa se face în Parlament, se ridică degetul liderul de grup și toți ăilalți ridică mâna. Șeful face așa, ridică, se ridică mâna, nu-i așa? Tehnic este corect ce spuneți. Ok. Deci, până la urmă, ce vă califică, domnule Suciu? Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc. Nu știu, spuneți-mi un proiect de lege. Domnul Suciu, dar ajutați-ne, haideți, vă rog. Nu, nu, o secundă, o secundă. Eu vreau să-l ajut. Nu, o secundă, vă rog, domnul Suciu, vă rog, mai frumos. Uite, vă rog, deci am înțeles. Deci politic, domnul Suciu, cu tot respectul, politic, am înțeles, ați urcat toată ierarhia și mai departe. Dar eu vă întreb ca jurnalist, ca cetățean simplu, ca om privitor. Dom'le, dați-mi două, trei proiecte, două, trei declarații politice care au rupt gura presei. Două, trei proiecte legislative pentru care v-ați bătut, v-ați dat cu capul de pereți ca să le vedeți promovate, mai ales că vorba astăzi la putere, adică nici nu puteți să invocați să spuneți, dom'le, eu m-am zbătut, dar eram să te partid de opoziție, n-am putut să împinge o proiect. Adică ajutați-ne, vă rugăm frumos, cumva, să trecem dincolo. Da, înțeles, domnul vicepremier. Sunt convins că sunteți animați, domnul jurnalist, de cele mai bune intenții, n-am ajutat să accept în această funcție. Nu obișnuiți. Păi abia n-am cunoscut, nu mă puteți acuza de nimic, că n-am nimic personal cu dumneavoastră, că abia vă cunosc. Nu obișnuiesc să mă dau cu capul de pereți și dacă tot susțineți... Bine, e o formă de... o formă, da. Că nu mă cunoașteți, vă aștept oricând să mă cunoașteți mai bine și personal și pas în față. Vă mulțumesc, dați-mi voie, vă rog să mă întorc la discuțiile cu colegii mei. Da, seara, mulțumesc pentru intervenție. Salutări, salutări acasă. Acesta este viitorul președinte executiv al Partidului Social Democrat. Deci nu, pe ce era? Dom'le, uite. Da, dar stați puțin. Pe subiectul cu tare, eu am avut această poziție. Băi, este un băiat tânăr. Domnul Mănăstire, haideți lăsați-mă, domnul Mănăstire. Haideți să lăsăm. Dom'le, pe această temă, eu am avut această ieșire publică, am condamnat aia, am subliniat aia, am atacat aia, am sprijinit aia. Dom'le, este proiectul de lege privind cutare. Eu okay. Am venit și... Da, Antănasă, îmi dai voie. Da, am înnebunit la cap, adică... Vreo 2 ani de zile am înnebunit la cap. Acest om în Camera Deputaților. Deci este... A stat fizic, da, Daniel Suciu, da. Este obedientul perfect. Este omul care nu iese din cuvântul șefului, care n-are opinie personală, care întotdeauna este executantul perfect. Deci el a fost cel care, exact așa cum ați sesizat foarte bine, a ridicat degetul îndemnând la modificarea codurilor penal și de procedură penală. Toate aberațiile care le-a promovat PSD-ul a ieșit de la tribună susținându-l pe Dragnea în toate absurditățile, până în ultima clipă, pledând ca să fie scăpat de pușcărie, etc., etc. Oamenii aceștia, de fapt, și priviți în ansamblu, vedeți cum PSD incapabil să se reformeze. Ce face? Ia, de fapt, din lupii aceștia anonimi tineri, care sunt chiar mai înrăiți decât cei care le-au fost modele, decât Dragnea, decât... Dom'le, și să fii subordonatul, să fie șef Dăncilă, care, dați-mi voi, are o statură intelectuală modestă. Tu să fii subordonatul sau președintele executiv unei asemenea om, mi se pare revoltător, strigător la cer. Adică denotă lipsă de respect față de tine ca persoană. Dom'le, eu sunt subordonatul lui Băsescu. Recunosc, dom'le, Băsescu este un om deștept, este mai deștept decât mine, dom'le. Dar n-aș fi vreodată subordonatul, n-aș accepta un șef mai prost decât mine. Tomac? Să fiu subordonatul lui, și Tomac este de 10.000 de ori mai deștept decât Dăncilă. Să fim bineînțeleși. Adică sunt oameni onești, oameni rezonabili, oameni care au demonstrat prin proiecte, prin legi pe care le-au promovat, prin atitudini, au demonstrat, Dăncilă ce a demonstrat, vă rog frumos, în afară de o veșnică gafă care ne-a făcut și în plan intern și în plan extern de râns non-stop, greșeli gramaticale absolut penibile. Hai să fim serioși și mergem mai departe. Eu n-am venit aici astăzi, ca să marcă las PSD-ul sau ca să... Uitați-vă puțin astăzi. Cu ce este diferită Dăncilă ca statură? N-am treabă, n-am zis că de noastră nimic. Cu ce este diferită ca statură politică, morală, Dăncilă de Dragnea, când povestea asta cu ordonanțele, cu amnistia, cu grațierea, a fost înlocuită cu o altă ordonanță recompensatorie pentru pretențiile baronetului local, codul administrativ. Vedeți, dacă l-a promovat, bine mers. Discutăm imediat despre cod, este un scandal de desfășurare între președinte și premierul României. Domnule Suciu, Liviu Pleșoianu, cel care o contracandidează pe doamna Dăncilă, a spus că doamna Dăncilă este teleghidată și că a predat partidului Iohannis. Domnul aveți Suciu un comentariu? Domnul, nu, Suciu. Pleșoianu a spus. Nu, a zis domnule Suciu. Cu... Nu, am greșit eu. Liviu Pleșoianu a spus că doamna Dăncilă este teleghidată, că sunt niște băieți cu epoleți pe la Palatul Victoria
și că a predat partidul, adică PSD lui Iohannis. Lipsa de experiență în partid și administrativă se vede la Liviu Pleșoianu. El are puterea unor gânduri și unor idei pe care le promovează de când a intrat în politică. Bravo lui, felicitări! În momentul în care încerci să-ți faci o carieră într-un partid, într-o organizație, într-o asociație, atacându-i pe membrii acelui partid pe subiecte sensibile, într-o perioadă sensibilă, eu cred că este o greșeală. În ceea ce privește acest atac nedrept la adresa doamnei Dăncilă, și vă spun că e nedrept, pentru că este un om profund bun. Este un om bun. Problema este următoarea. Dar și un om bun poate fi liquidat. Asta nu înseamnă că poate fi făcut praf și... Păi și calea spre ea, Îl demonizez pe un om, dar nu fără să dea posibilitatea să... Are sau nu consilieri în jurul lui din serviciile secrete, conexați la serviciile secrete? Are mulți consilieri. Premierul României are în jurul lui consilieri din servicii secrete conexați la serviciile secrete, da sau nu? Este vreunul care nu? Are premierul României un consilier în rândul lui cu privire la situația românilor din Harghita și Covasna? N-are. Premier Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu liderii de la Bruxelles joi. Acum câteva luni de zile, doamna Dăncilă era cu statul paralel și era aici în piață pe străzile Bucureștiului cu statul paralel. Și acum statul paralel a dispărut dintr-o dată, s-a pierdut, pur și simplu. Joi va fi recunoscut faptul că suntem membri cu drepturi depline ai Grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European. Haideți aici, în curtea școlii. Apropo de campanie, da? Am avut intervenția lui Daniel Suciu, contracandidatul dumneavoastră. Și dar mulțumesc pe și eu multe dintre lucrurile astea. Dar pe dumneavoastră ce vă califică să ocupați funcția asta? Al doilea om în partid. În partidul de guvernare, președinte executiv. Voiam să vă spun că lupta nu e tranșată. Acel pariu jurnalistic pe care dumneavoastră... Da, e bine că o să... Acel pariu jurnalistic pe care dumneavoastră vreți să-l faceți, uite, îl fac și eu cu dumneavoastră și vedeți că nu e tranșată lupta. O să câștig pariu. Bine, uite, și dacă îl câștig eu. Ne reîntâlnim și discutăm. Ați auzit de poetul indian Tagore? Vreau un volum. Dacă eu câștig, o să-mi faceți, mergeți la bibliotecă la Beminescu aici, și căutați rog... Rabindranath Tagore. Este un poet care îmi place mie. Da? Și eu vreau să-mi dați una dintre cărțile scrise de domnul Dan Tănase. O carte a scris niște cărți foarte bune. Da? Deci, domnul Florea, serios acum, ce vă califică să ocupați funcția asta? Sunt președintele organizației de București care a obținut întotdeauna cele mai bune rezultate în București. Nu e corect. Sectorul 5 tot timpul a fost sector PSD. Da, dar numai că niciodată nu a depășit 40%. Eu am avut întotdeauna peste 45% la alegeri. La alegerile acestea, într-adevăr, a fost un val la care nu ne-am așteptat din punct de vedere al dimensiunii lui și din punct de vedere al acelei... Dar ce val a fost? Valul de care? A fost un val împotriva faptului că nu am... Împotriva penalilor, împotriva faptului că a fost demonizat președintele partidului pe niște chestiuni, unele corecte, multe dintre ele incorrecte, și pe aceste chestiuni noi nu am știut să ne apărăm. L-am lăsat pe el să iasă în față pentru că a fost un fel, din păcate, un fel de campanie prezidențială, înaintea campaniei prezidențiale. De ce nu am spus acolo în congresul politic, domnul Liviu, nu mai tot apărea în față, că ne alargă lumea cu piete pe stradă, dumneavoastră știați de pe stradă, domnul primar, dumneavoastră știați de la firul ierbii că vă alargă lumea cu piete când vorbiți de Liviu Dragnea. Pe mine nu mă alerga nimeni cu pietre, dar într-adevăr știam că există... Metaforic vorbind, jurnalistic vorbind. Știam că există într-adevăr o stare de nemulțumire latentă care putea să transforme în acest val împotriva PSD. S-a transformat. Trebuie să avem puterea să învățăm în acele greșeli. Care greșeli? Ce să învățați, domnul primar? Acum ați făcut pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinți de Consiliul Județean, vicepreședinți. Credeți că astea le agrează lumea? O faceți așa cu sufletul deschis? V-ați reformat? Promovați ordonanțe pe amnistie și grațiere? Promovați acum ca să îi motivați pe baron, domnule, să fie acolo stăpân pe plantație. Știți cât de mult au vrut toți primarii și toți președinții de Consiliul Județean să se dea acest cod administrativ din toate partidele? Toți au vrut. Codul administrativ a fost
atacat la Curtea Constituțională, la inițiativa Partidului Mișcarea Populară, pe care îl reprezint, împreună cu USR, câțiva neafiliați, de aveam strâns 50 de semnături. Păi atenție, da, din cauza asta. Avem primar, tocmai USR nu are, noi avem primar. Și cu toate astea pledăm și avem proiecte împotriva tuturor pensiilor speciale și ne asumăm acest proiect. Și atenție, atacul la Curtea Constituțională, la Curtea Constituțională. Vă promit că după o scurtă pauză comercială care o să vină în câteva minute, discutăm despre codul administrativ, o să avem și intervenția lui Rareș Bogdan. Dăncilă este într-un conflict cu președintele Iohannis pe tema asta. Domnule Forea, revenind puțin la PSD, funcția de secretar general este bătută în cuie, că se va vota la Congres sau va fi nominalizată de doamna Dăncilă? De fapt, pentru ce faceți acest Congres moment, sâmbătă? Pentru cele trei funcții. Președinte, președinte executiv, secretar general. Și secretar general. Da. De se va vota, nu o să pună Dăncilă un secretar general. Cred că și dacă ar exista o asemenea propunere, și dacă există o asemenea propunere și e posibil să existe, nu cred că se poate aplica la aceste alegeri. Una este modul în care votezi pe cineva și alta este ce votezi. Adică sunt de acord, poți să spui, nu votăm secret, votăm vot deschis. Nu e nicio problemă. Dar în momentul în care ai spus toate cele trei funcții la concurs, ar fi culmea să schimb regulile în timpul jocului. Cred că nu se va întâmpla. Cred că este numai... Și nu mai este că a apărut deja pe știri că CEX-ul PSD va alege secretarul general, nu Congresul. Nu. Este posibil să se modifice statutul în acest sens. Dar da, modificarea de statut... Înainte să faceți alegeri, da, să modifice statutul și o să vă pun în fața faptului împlinit. Așa cum se face la PSD. CEX-ul vine... Vineri la ora 12, CEX-ul va valida candidaturile depuse pe acest statut. Păi da, de ce sâmbătă să se schimbă statutul? Deci vi se dă voie să candideze? Păi poate vineri nu o să vă dea voie să candidați. Vineri să vă agitați degeaba, că vineri CEX o să spună Daniel Forea nu e bun de candidat la președinția executivă a PSD. Nu se va întâmpla asta. Păi cum se va? Dar pe ce vă bazați? Mă bazez pe faptul că noi ne respectăm statutul întotdeauna. Și vă spun. Care statut, domnule? Statutul. Modificați înainte de Congres. Hai să nu, îl modificăm în timpul Congresului. Acum, nici nu erați sigur dacă se votează deschis sau secret, deși vorba deci, de PSD. V-am dat un exemplu ca să înțelegeți faptul că este una nu modalitatea cum de să vot. Înțelegi PSD-ul, e aproape da, domnule Forea, hai să vă întreb așa. Dumneavoastră sunteți, când mergeți acasă, da? Totuși ați fost și sunteți activist PSD-ist cu ceva state vechi de plată. Când mergeți și vă uitați în oglindă așa, vă simțiți mulțumit ca lider PSD cu doamna Dăncilă, președintele partidului? Adică, domnule, când puneți sacoul dimineața, Dăncilă ne conduce. Dăncilă este prim-ministru României. Vă simțiți bine cu ideea asta, cu imaginea asta, cu doamna Dăncilă, șefa PSD? Da, eu respect toate deciziile pe care le luăm în partid în forurile statutare. Această decizie este luată în partid în forurile statutare și este un lucru pe care respectăm toți. Odată ce s-a votat ceva, toți respectăm lucrul acesta. Și Daniel Suciu asta, doamna Dăncilă, Daniel Suciu asta a făcut și în Parlament. Sex în grup. Haideți, domnule, că a fost... Așa a spus, domnule, doamna... despre sex, a zis că e sex și că ce bine e sex. Pe domnul da, Forea, dar eu eram acolo, domnul Forea, știți de ce logica dumneavoastră nu e tocmai în regulă? Înainte de doamna Dăncilă a fost unul, Liviu Dragnea, da, care a decis, a făcut și toți v-ați încoronat în spatele lui. Și s-a dovedit că toate deciziile lui, mare parte din lucrurile pe care le-a făcut ca om politic, s-au dovedit a fi perdante pentru partid. Doamna Dăncilă poate o să vă bage și dânsa în gard, așa cum v-a băgat Dragnea. Și dumneavoastră continuați să mergeți în spatele ei? Adică poate da sau poate nu. În acest acolo? Moment eu cred că nu. Congresul s-a votat. Păi Congresul... și la s-a votat. Congresul... Toate deciziile lui Dragnea s-au votat în CEX. Plecau miniștrii pe Congresul bandă exact pe acest rol îl are. Congresul exact acest rol îl are. De a clarifica ce vor membrii de partid în ceea ce privește conducerea și programul politic al partidului. Este lucru care se va discuta la Congres. Doamna noi acum Dăncilă conduce presupune... partidul cu CEX-ul lui Dragnea. Deci doamne... acest CEX a votat toate aberațiile lui Dragnea. CEX-ul ăsta o susține acum pe doamna Dăncilă și întrebarea mea este corectă. Păi dacă CEX-ul ăsta l-a slujit pe Dragnea într-o direcție proastă pentru partid. Foarte mulți sunt președinți de organizații dinainte să fie Dragnea președinte. Foarte mulți dintre noi sunt președinți de organizații dinainte să fie Dragnea președinte. Nu este CEX-ul lui Dragnea, este CEX-ul Partidului Social Democrat. Sunt oameni care au fost aleși în organizații de 20 de ani, de 10 ani, 5 ani. Nu există
cexul lui Dragnea. Domnule, dacă odată la aberațiile lui Dragnea și când toată țara asta urla că o duceți într-o idee greșită, ați reacționat în cexul ăla? Că n-a văzut nimeni acest lucru, decât intra Dragnea cu ideea lui și ieșea tot cu a lui și toți... Noi am văzut pe surse o grămadă de lucruri neadevărate. E, bine. Și de la aceeași școală exact este și doamna Dăncilă, a crescut în umbra marelui stejar Dragnea, exact cu aceleași metode, își construiește propriul cex, va ieși tot cu ideile lui, cu ideile lor, primar, de obediență, de supușenie, tot sunt la PSD, la PSD, nereformabil. Îmi permis să vă spun că, uite, sunteți candidat. Dumnezeu, la PSD n-a înțeles nimeni că v-a bătut, deci voi sunteți la guvernare, și v-a bătut USR-ul, plusul, voi sunteți cel mai, era, nu, cel mai tare partid din România. Suntem. Organizat, suntem. Nu, erați. Suntem. Cel mai, nu, erați. Avem cel mai, mai tare mulți partid din România, cu organizații în cele mai, în toate cătunele. Și acum suntem la fel. Și v-a bătut un partid, v-a bătut un, dumneavoastră, USR plus, nu are, voi dădeați milioanele... Voi dădeați milioanele de euro, dădeați milioane la niște, o firmă de asta de consultanță care vă zicea pe ce temă să reacționați. Ne-am vins o stare de spirit în nimeni... partid. Stați puțin, domnule, uite, nici acum n-ați înțeles ce vi s-a întâmplat. Și v-a bătut un partid care n-are niciun sediu pe nicăieri. Un partid, voi aveți carnete de partid, aveți, vă plătiți. E, un partid care, ăsta e carnetul de partid al viitorului. Încă în PSD n-a înțeles nimeni chestia asta. În continuare, sunteți pe nicăieri. Dumnezeu, nu poți să ai, nu poți să primești 10 de milioane de euro în fiecare an de la AEP, că ești partid de politic, de la stat, de la stat, public, din bani publici, și tu să vii să te plângi, să zici, a, păi ne-au bătut ăștia pe Facebook. Când voi sifonați, voi la PSD sifonați banii, în loc să-i băgați, îi sifonați, îi dați la tot felul pleașcă, la tot felul de șopârle din PSD pentru chirii de alea 30.000 de euro pentru 28 de metri pătrați și tot felul de dați, în loc să-i băgați în Facebook, după aia veniți și zici, da, a, păi ne-au bătut ăștia pe Facebook, domn, pe rețele, pe... Voi, da, nu înțelegeți că lumea... Asta, că domnul, asta cu 30.000 de euro pe 28 voi, de metri asta pătrați... Asta am zis un exemplu. Păi nu, dar e un exemplu greșit. Luați jurnalistice. E un exemplu care nu există. Dați prin pipera niște pleașcă, tone e, de bani. E un exemplu care nu există. Luați USR Giurgiu, că există. Nu, dar lăsați-mă. Deci atenție. Păi, da, n-a înțeles nimeni acolo în PSD. Aceste exemple... Că degeaba aveți voi filiale în toate cătunele. Degeaba sunteți voi cu... Și cel mai știți unde e problema... Problema este că aveți în PSD, că știu și eu, am oameni, am prieteni în toate partidele, aveți în PSD oameni care au lucrat în PSD-ul ăsta, lucrează de 20 de ani. Dar pe aia nu-i vede nimeni, dom'le. Pe aia, da, de continuare. Și voi veniți și îl scoateți pe acest domn Suciu pe care... Stați puțin. Dom'le, nu știe nimeni pe acest domn Suciu, în afară de Bistrița. Da, nu scoate Daniel Furea, că este contracandidatul lui. Ar vrea să-l bată pe Daniel Suciu. Nu știe nimeni. Nu să-l bată. Și aș fi vrut, aș vrut cineva... Ați făcut o chestie, într-adevăr, o chestie, o mișcare, ok, ați făcut că i-ați concedia pe consilierii, pe firma aia de consultanță, i-ați consiliat și ați blocat contractul. Dar în rest, voi PSD n-a înțeles, nimeni în PSD n-a înțeles că lumea în jurul nostru se schimbă, că Facebook, că rețele de socializare, că tineri. Voi în continuare veniți cu niște oameni politici. Domnul Flore, atenție! 90, hai să nu fiu răutăcios. 97% dintre politicienii din clasa politică, domnule, nu au o opinie publică pe nicio temă. Pe absolut nicio temă. Dacă luăm acum sute de parlamentari din Parlamentul României, îi luăm. Dom'le, eu vă zic, eu stau pe internet câte 10-12 ore pe zi. Da, și eu nu știu timbru vocal al acelor oameni, dom'le. Nu cu o declarație pe o temă. Și ăștia sunt politicieni și voi în continuare în PSD veniți cu oameni de ăștia. Veniți cu oameni de ăștia pe care știe lumea pe scara blocului. E greșit, domnul primar. E greșit. Mă rog, dacă vreți, sigur, dacă vreți... Un partid nereformabil, nu pricepeți. Trebuie să pună iesme. Nu existați abia strepul pravul. Nu puteți să dați lecții de la 5% unui partid de lecții, pentru că noi suntem un partid corect. Ne-am respectat principiile și dovadă, atenție, dovadă că atenție, a crescut cu 150.000 de voturi. PMP e acolo. 2016 până acum, PMP e este acolo. Poate chiar creștere. PSD s-a dus de la 40 vreau la 20. Care e problema? Adică de ce nu? Vă găsiți de PMP. La stejarul lui Dragnea a crescut doamna Dăncilă și ea vrea să se îngrijoare cu oameni obedienți, iesme de serviciu. Dați-mi un exemplu de om care a crescut la umbra lui Băsescu. Știți ce este mai grav? Dați-mi unul. Faptul că mulți care vedeți astăzi și europarlamentari acolo fac majoritatea da, compun la Dăncilă. Dați-mi unul care atenție, a crescut în umbra lui Băsescu. Acești oameni de ce au nevoie? Au nevoie de această masă a tăcerii în care unul
ia decizii și unul din păcate este doamna Dăncilă, care nu are să caracterizeze și care au reușit în acest an, și aici nu pricepe domnul Fărea, a reușit să îndatoreze România în fiecare oră cu 4,7 milioane lei. În fiecare oră. Nu mai ține minte, Păbăsescu, cum era când era președinte și cum e acum? Au avut impresia că cu acești bani împrumutați, cu care au risipit, au dat în dreapta în stânga, fără nicio argumentație, fără niciun fel de departajare, salarii, de ce a pierdut Boc? Publică. De ce a pierdut Boc la Cluj? Trebuiau ăia care le-ați dorit toți să vă voteze, nu s-au săturat de voi, le este silă. Și acum mergeți exact în aceeași cheie și promovați iarăși pentru baronetul local ăla care îi crece și pe... De ce a pierdut Boc la Cluj? De ce a pierdut Boc la Cluj? Că uite, PSD-ul spuneți că e nereformabil și Dragnea. De ce a pierdut Boc la Cluj? Întrebați PNL-ul și pe Boc la Cluj, domnule. Eu n-am ce să răspund în numele primarului de la Cluj. Noi suntem de Partidul Mișcarea Populară. Scurtă pauză comercială, discutăm despre codul administrativ. Are izbucnit schimbul de replici, conflictul între doamna Dăncilă și președintele Iohannis. Un cod administrativ, spune președintele, o să vedeți declarațiile pe larg, un cod administrativ făcut pentru baroni. Doamna Dăncilă, ca să fie lucrurile clare, nu poate conduce PSD și guvernul României fără sprijinul acestor baroni. Primul baron al țării nu mai este Dragnea. Este Marian Oprișan de la Vrancea. Pauză și revenim. Cilă vine cu niște liste și nu se știe de unde vin listele acelea. Unii spun că... De la Pleșoianu. De la... Nu de la Pleșoianu, domnul Pașcan. Domnul Pleșoianu e altă brigadă, ca să spun așa. Daniel Florea candidează la președinția executivă a partidului. Haideți să facem o concluzie pe congresul de sâmbătă. Este un congres aranjat sau este un congres pe bune? Nu, sincer, e un congres acum. Nu este un congres aranjat. Este un congres care are darul de a clarifica lucrurile în partid. Și vă mai spun ceva, îmi pare rău de Liviu Pleșoianu că a început să-și atace colegii. Ne-am luat o decizie acum la Neptun să nu permitem colegilor care candidează să-și atace colegii contracandidați. Nu este normal. Noi acum avem de clarificat niște lucruri și avem de adoptat statutul partidului, programul politic. Ce să clarificați? Nu înțeleg. Păi trebuie să clarificăm, pentru că uitați-vă cât de contundente sunt unele lor de poziție. Uitați-vă cât de mulți oameni vor să candideze pentru niște poziții. Cât de diverse sunt opiniile lor și cât de, de păi diverse modul de susținere. Să candideze? La președinția executivă candidați dumneavoastră și Daniel Suciu, vicepremierul. La secretar general cine mai candidează? La secretar general sunt mai mulți. S-a înscris și Codrin. Sunt mai mulți înscriși. Sunt mai mulți care și-au luat susținere din câte știu eu. Nu și-au anunțat încă oficial candidatura, dar probabil că până mâine la 12 vor fi mai mulți pentru fiecare dintre aceste funcții. Și acest congres, ăsta are rolul. Senzația că e un congres aranjat de doamna Dăncilă pentru doamna Dăncilă. Cum s-a făcut la PSD? Nu este adevărat. Și da, de ce scoateți? Am și o curiozitate. La momentul respectiv, și acum nu fac o ironie, la momentul respectiv, când Dragnea a modificat statutul și a spus, bă, toți membrii cu carnet PSD au dreptul să-și voteze președintele. De ce scoateți voturi nominal la președinția partidului? Adică să vă alegeți acolo între 1000-2000? Era o modificare făcută pe vremea lui Ponta, dar nu se aplicase. Mi se pare o modificare corectă, democratică. Tot PSD-istul să aibă dreptul să-și voteze președintele. Numai măcar președintele partidului. Democrație, tată, Partid Socialist. Acum, nu e ca la ăștia de dreapta unde sunt elitiști, sunt mai șmecheri. Și acum, dumneavoastră, câți delegați o să fie la congres în 29? Eu o să am 56 la sectorul. Nu, da, toți. Câți membri PSD o să fie la congresul din 29? Toți delegații. În jur de 3500. 3500? Păi ăsta e congres la partid care conduce România? Da, pentru că... Păi aveți 500.000 de membri, cel puțin cu carnet. Se votează prin reprezentanți, la fel ca la orice partid. Știți de ce nu era bun asta? Pentru că ar fi dat posibilitatea unor atacuri virulente între colegi și unor jocuri care nu e cazul să se facă în adică democrația momente cu 3500, grele pentru partid. Democrația cu 3500 de delegații este mai bună decât democrația cu votul la 500.000 de oameni? USR-ul și-a ales președintele în spatele ușor închiste cu 100 de oameni. La ei de ce se poate să nu urât. Nu uite, lăsați-i pe ei. Păi nu, dar vă spun, nu e bine să spun, noi suntem 3500, suntem cei mai mulți. Aveți dreptate. Iar ceilalți, dar de la ceilalți e bine, la noi e rău. Dar arătați-ne dumneavoastră cum faceți altfel, diferit, în sensul ăsta. Sigur că noi acum facem următorul lucru. Puteam să avem, în funcție de rezultatele pe care le-am avut, o altă normă de reprezentare la Congres. Pentru că, într-adevăr, rezultatele acestea sunt mult mai mici decât în anii trecuți.
Dar însă așa, nu modificăm norma de reprezentare. Fiecare organizație trebuie să-și aleagă reprezentanții pe care îi trimite acolo și ei să fie convinși de cei care vor vorbi. Noi vom avea fiecare dintre candidați, fiecare va avea un timp și vom discuta acolo, după care va începe votul. Toți membrii de partid, toți delegații vor sta în sală și vor asculta discursurile fiecărui membru care își dorește o funcție și candidează pentru o funcție. Deci nu asta e ce vă doriți, funcția asta de președinte executiv? Să vă spun ceva. Nu este atât de important cine câștigă. Este atât de important dacă partidul iese întărit despre asta. Dacă eu am posibilitatea să îmi pun experiența, mintea în slujba partidului și a dezbateri reale din partid, eu un câștig. Bineînțeles că vreau să câștig. Niciodată n-am intrat într-o bătălie pentru a o pierde. Niciodată. Păi și câte organizații vă susțin? În acest moment sunt convins că voi câștiga alegerile pentru funcția de președinte executiv. Nu pot să vă dau detalii pentru că deocamdată nu s-au terminat înscrierile și n-ar fi corect pentru colegii mei care vor dori să se înscrie până mâine la ora 12, dar vă spun că și la momentul la care am decis să îmi depun candidatura și în acest moment, sunt convins că voi câștiga. Păi și dacă câștigați, renunțați la primăria sectorului 5? Nu, dar voi renunța la funcția de președinte PSD sector 5, pentru că în acel moment este clar că și președinte executiv la partid și primar la 5, nu voi avea timp suficient dacă să va câștiga Daniel Suciu, este vicepremier, ar trebui să-și dea demisia Daniel Suciu dacă o să devină președinte executiv din funcția de ministru al dezvoltării și vicepremier? Mi-e greu să vă răspund la funcția asta, dar cred că eu aș face-o, pentru că este un moment greu pentru partid și este mult mai amplă activitatea unui vicepremier decât și funcția asta de președinte executiv, acum ca să chiar să facem chiar de curiozitate, e o funcție de reprezentare sau de organizare? E o funcție de organizare și cred că ai nevoie de foarte multă experiență și de viață și de partid și de alegeri pentru a-i putea face față. E o provocare și pentru mine, pentru că eu acum sunt secretar general adjunct al partidului. Și am văzut cât este de greu să iei decizii la nivel central, să centralizezi toate datele. Da, deci v-ați ocupat de organizare în campania asta, să înțeleg, pe funcția asta. M-am ocupat mai mult de lucruri de amănunt, pentru că această perioadă a fost foarte... Și Codrin a avut un rol mult mai important decât mine în această campanie. Da, Codrin Ștefănescu, repet, și-a anunțat candidatura pentru secretar general. Este greu de găsit. Știți schimburile de replici în campania electorală. S-a întâmplat următorul lucru. PSD-iștii foarte vocali în campania au cam dispărut și au venit lupii tineri, cum e domnul Daniel Florea, aici în emisiuni. Scurtă pauză, discutăm despre codul administrativ, o nouă rebaronizare a României. Asta ne așteaptă, codul administrativ trecut de doamna Dăncilă, evident, prin ordonanță. Ia Iana a ales să se mute singură, dar nu a ales problemele care vin cu un apartament nou.